accident spectaculos în Statele Unite. O mașină a fost aruncată în aer de o roată desprinsă de la o camionetă care circula în paralel. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În imaginile publicate pe platforma de socializare Twitter se poate vedea cum un autoturism depășește o camionetă care se află pe o bandă alăturată. Roata din stânga fața camionetei se desprinde și ajunge în fața mașinii implicate în accident. Autoturismul lovește din plin roata și este aruncat în aer. Aceeași roată a lovit parapetul autostrăzii și a ricoșat din nou în mașina răsturnată pe mijlocul șoselei. Pe tot parcursul accidentului, camioneta a încercat să se deplaseze cât mai repede spre marginea autostrăzii. Potrivit șoferului, care a înregistrat tot evenimentul cu ajutorul camerei de bord, bărbatul din autoturismul răsturnat a scăpat cu răni ușoare.